Nu doar Dani a avut o mărturisire neobișnuită de spus, Diana venea și ea cu o poveste mai șocantă. Ok, a fost într-o remorcă la un camion. Și? Și atât. La 15 ani. Era cu un băiat mai mare ca mine, cu 10 ani. Și da, era camionul unchiului. Dar povestea Dianei le impresiona pe mame. Am decis că e o dezvăluire destul de importantă, deoarece o asemenea experiență te poate marca într-un fel sau altul. Diana însă nu se bucura de faptul că povestea ei a ieșit câștigătoare. Hei, ce ai? În loc să te bucuri? Mă bucur. Văd! Te rog, este ce nu vreau să știe nimeni. Te-a afectat? Dar Dani încerca să afle de ce Diana era îngrijorată. Dar mai gândesc. De ce? Da, ai mei, când o să vadă lucrul ăsta, nu o să fie cea mai... Mama Dianei a intervenit în emisia live de ieri. Alo? Alo? Alo, bună ziua! V-am sunat pentru că Diana s-a aflat într-o situație extrem de dificilă. Nu știu dacă ați aflat, fiind la muncă. Am aflat, din păcate. Ați aflat, din păcate. Știați de povestea asta? Nu, vă dați seama că nu știam. Dar dacă ați fi știut la momentul respectiv? Păi vă dați seama că dacă știam, acționam altfel. Vă dați seama că luam măsuri. Până la urmă este coruperea unei minore. La 15 ani, el având 25 de ani, nu vorbim de un puști care tocmai ce-a împlinit 18 ani, ci vorbim despre un bărbat de vârsta lui Dani, nu? 25 de ani avea băiatul acela, tu ai 25. Iată. Da, da, nu am știut. Vă dați seama că luam măsuri atunci, dacă știam. Nu mi-a povestit. Sunt convinsă de asta. Diana, a mai durat relația atunci sau s-a întâmplat o singură dată și atât? Da. Și de ce până la momentul ăsta nu ai simțit nevoia să împărtășești? Da, chiar așa. Pentru că a fost o chestie din copilărie, o chestie care s-a întâmplat atunci. O chestie din copilărie care acum te face să plângi, Diana. Lacrimile puneau stăpânire pe Diana, iar Dani încerca să-i fie aproape. Nu te știu mai bine. Mama era distrus. Așa ai simțit-o? Da, asta e chestia cea mai importantă, că e lângă tine. E distrusă, eu da, nu știu, da. Cum. Stai seama că o deranjează când a durut-o. Dar stai liniștit, dacă te vede așa, crezi că nimeni e distrusă? În schimb, dacă tu îți revii, așa, dacă tu o să-ți revii și nu te vede cât te doare pe tine, o să fie și pentru ea mai ușor. Deci de la ea, știu. Pe Dani. Care e încearcat de Dumnezeu. Când ai fost la 100 de lei, o să vorbim toți. O să vorbim toți acum și explici. Dar n-are cum să te judeci pentru ce s-a întâmplat. O să zic, acum 10 ani. E o chestie care nu, oarecum eu nu cred că m-a marcat așa. Eu așa am văzut, că nu te-a marcat. Fost, nu a fost. Tu ai început să plângi că aflai tăi. Da. Și acum o știi și tu, dar o știe și eu țara. Dar ce mă interesa ce știe toată țara? Poate să știi, hai de nu mai putea ce știe țara, nimeni nu sunt în țara asta. Dar și celelalte fete încercau să o încurajeze pe Diana. O să treacă. Părinții oricum ai tăi, nici măcar nu... Sunt oameni extraordinari, adică la asta trebuie să te gândești. Era distrus. Nu era distrus. Nu era distrus. Pe mine asta m-a... Știu că la tine asta a fost. Bine că a fost doar atât și nu... S-a întâmplat ceva mai rău, știi?
Că eu oricum nu vreau să merg pe premiza aia, știi? De să vorbim, că n-aveam ce să zic. Dar nu că acolo, că asta atunci am adus și eu. Și pentru că m-a întrebat el, că dacă nu, nici nu vinea în minte chestia asta, nici nu mă știi? Hai, tu ca tu, că erai mică, 15 ani, dar el a fost singurul vinovat din toată povestea. Ești puternică. Între timp, Dani simțea nevoia să-și ceară scuze tuturor, atât în numele lui, cât și al Daianei. În primul rând, aș vrea să vă cer scuze. În primul rând, să cer scuze familiei Daianei. E doar vina mea. Dacă n-aș fi insistat, eu nu s-a ajungea sub nicio formă aici. Și încerc scuze și pentru limbajul meu și ce povești tâmpite am avut și ce am spus. Vă cer scuze. Ați văzut că pentru noi adică nu ne-am bucurat pentru alea 20 de minute, nu ne-a interesat alea 20 de minute. Pentru noi conta doar în primul rând să câștigăm și să dormim unul cu celălalt. Deci alea 20 de minute, atâta timp cât nu suntem fericiți și nu suntem bine, chiar nu au nicio valoare. Aseară Daiana a discutat cu mama ei să se asigure că totul va fi bine. Ce faci, Daiana? Cum ești? Rău. Tu? Rău? De ce rău? Pentru ce-am zis. Acum asta e, o să trecem și peste astea, de acum înainte să fie învățătură de minte, să aveți grijă ce vorbiți, lăsați trecutul, vă axați pe relația voastră și tot o să fie frumos. Noi te susținem toți, suntem alături de voi și... Te rog să nu te superi. Nu mă super. Hai, povestește-mi. Și tu ai pornit la fel de bine ca Dani, adică v-ați spus câte un secret, erai ok. Când ți-ai dat tu seama că, stai puțin, poate nu trebuia să povestesc? După aia. După ce, când au mers mamele să jurizeze, stând pe canapea, mi-am realizat că era o chestie care nu trebuia să zic. Nu neapărat că m-a marcat pe mine, adică nu am nicio traumă, nici nu m-am gândit la chestia aia, ca... pentru că a fost cu voia mea, adică n-am pățit ceva sau n-a fost așa. Dar am realizat impactul care putea să provoc la părinții mei, să afle chestia asta. De fapt, tu ai intrat în panică și ai început să plângi gândindu-te că i-ai rănit pe ai tăi. Da. Ok. Nu că ai retrăit poate durerea de atunci. Nu a fost o durere, adică nu am suferit din cauza asta. Dar eu vreau să sunt curioasă, doamnelor, de ce ați considerat că această poveste merită premiată? În ceea ce mă privește, am zis, dacă un copil de 15 ani și începe viața sexuală cu un tânăr de 25 de ani, ceva n-a fost în regulă acolo. Și în condițiile în care a fost. Dacă era un copil de 15 cu unul de 16, aș fi putut înțelege... V-ați gândit că a fost un abuz, poate? Da, m-am gândit că ceva n-a fost în regulă acolo. Dar acum că ai deschis povestea, tu erai într-o relație cu băiatul acela? Da. Erai îndrăgostită? Da, eram. Ok. Nu era o relație de lungă durată, ei, dar era... Tu erai îndrăgostită, da. Tu ai, presupun că ai făcut pasul ăsta gândindu-te, îndrăgostindă fiind și gândindu-te că o să fiți împreună, nu? Am înțeles, da. Ok. Și ați fost într-o relație, o perioadă? Nu. Nu mai fost. Ok. Asta e, într-adevăr, foarte dureros, dacă e să te gândești. Da, eu am zis că poate oarecum atunci, da. Ai suferit? Am suferit, da. Okay. Dar nu consider că a fost o traumă sau ceva care m-a marcat. Adică eu nu am dus asta toată viața mea sau am stat cu gândul la chestia asta. Și atunci de ce ai simțit nevoia să o spui acum? Păi atunci când, când ți s-a cerut un secret intim? Mă rog, intim, toți v-ați dus în zona asta. Aici e clar că ați asociat intim cu partea asta a experiențelor sexuale. Și de ce dintre toate ai simțit să o nominalizezi pe asta? E clar că o simțeai așa grea, poate? Nu, m-a întrebat el, că dacă nu, nici nu mă gândeam. Tu ai întrebat-o de prima ei experiență, da. Nu? Da. Și atunci eu mi-am adus aminte și am zis, la un moment dat am zis că nu vreau să zic și după aia
efectiv, cum ne-am lăsat dus de val de conversație și așa, am spus-o fără să mă gândesc la altceva. Și se vede că am spus-o, dar nu am zis-o plângând sau ceva, am zis-o normal, adică cu toată încredere. Aveți un musafir, băieți, în casă. Ați lăsat ușa deschisă. Aveți ceva ce ar putea fi... Du-te, ați lăsat-o la terasă. Aveți, stai puțin, aveți mâncare pe masă? E, no, că dacă no, nu no, e... E bobiță. Lăsați, ce poate să facă? Vrea și el să apară, vrea să aibă și el momentul lui de glorie. Eu v-am mai spus, casa Mireasa este foarte pet-friendly. Toate pisicile vin aici, mai nou și toți căței. Și atâta vreme cât și concurenții iubesc animalele, toate lumea. Asta înseamnă că sunt oameni buni. Ce zice el? Doamne, dar unde ar fi plecat toți? Sunt în vacanță. Hey, stați, a venit și cu prietena. Da, ce să facem? Asta e viața. Așa e studiourile Bufta. Mai vin și căței, mai vin și pisici. Toată lumea e fericită. Se mai și plânge uneori, vedeți, mai avem și momente de astea. Dar important este că ne adunăm în fiecare zi și le discutăm. Apropo, asta cu discutatul e să scoateți. Ia ce faci? Acum vrea să stui și în pat. Ce să fac? Da? Vrea cineva să se ducă? Hai să se ducă cineva. Hai, bine. Apropo, asta cu plânsul, care este eliberator și este o terapie foarte bună, puteți să o implementați și în viața voastră de după Mireasa și să vorbiți și să fiți sinceri. Cumva vă ajută dacă aveți niște secrete să vă eliberați de ele. Aveți sentimentul ăsta că, mamă, e ca și cum am un sac cu pietre și îl vărs și mă simt mai bine, da? E foarte important să aveți încredere unul în altul. Pe de altă parte, ar trebui ca toată experiența de la Mireasa să vă și responsabilizeze și să vă și maturizeze. Adică, ok, ăsta sunt, cu bune și cu rele, dar hai să văd cât din mine pot să expun, da? Pentru că e o experiență și de foarte mare expunere. Da. Eu cred că fiecare a avut de învățat din povestea asta cu task-ul secretelor. Și din fiecare task aveți câte ceva de învățat despre...